Bună ziua! Astăzi o să vorbim despre legătura între creierul sănătos care se bazează pe o inimă sănătoasă. Maușu, ești timp? Da. Să prețuim inima, deci, și să protejăm creierul. De ce? Deoarece statisticile privitoare la bolile cardiovasculare și cerebrovasculare la nivel mondial arată nu prea bine. Adică la fiecare secundă 33 de oameni mor din această cauză. Estimarea pentru anul 2020 este de 20 de milioane. Ce putem face? Haideți să vedem întâi care ar fi cauzele bolilor cardio și cerebrovasculare. Afecțiunile frecvente întâlnite sunt hipertensiunea, colesterolul mărit, hiperglicemie, boli coronariene, hemoragia cerebrală. Acestea au caracteristici pentru frecvența mare de îmbolnăvire, rată crescută de invaliditate și rată mare de deces, risc crescut de complicații. Cauzele directe sunt îngroșarea arterelor, iar cauzele indirecte, cele care provoacă, sunt acestea: poluarea, supra-solicitarea, stresul, fumatul, deci obiceiurile greșite, alcoolul, hrana nesănătoasă, deci vizitele dese la fast food. Acestea, în timp, ne ajută să ne îmbolnăvim. Bun. Dacă în interiorul vaselor de sânge există o fisură, dar sângele poate circula, nu se întâmplă nici infarct, nici accident vascular. Dar dacă arterele se blochează, problema va fi resimțită. Bolile cardio-cerebrovasculare au cea mai mare incidență de deces la nivel mondial. De aceea și noi am ales să vorbim despre acest lucru. Dacă analizăm un pic imaginile de jos, care prezintă vasele înfundate în timp, vedeți, între stadiul 1 și stadiul 5 este nevoie de 10-15 ani. Aceste boli nu pot fi prevenite, dar deci nu pot fi tratate, dar pot fi prevenite. Tiens ne ajută în acest sens, mai puțin că e o problemă cu mausul meu. Deci cele hipertensiunea, colesterolul mărit, diabetul au legături și riscuri. Deci colesterolul și hipertensiunea sunt boli asociate. La fel și colesterolul și diabetul sunt boli înrudite. În timp, hipertensivii devin diabetici, 40% arată statisticile. Rata de a dezvolta hipertensiunea diabeticilor este mai mare decât la cei nediabetici, de 1,5 până la de 2 ori. Însă TIENS ne poate ajuta în acest sens. Prin ne oferă anumite produse, suplimente care ne ajută să facem detoxifiere, adică eliminarea depozitelor de pe pereții vaselor de sânge, să facem reîmprospătare, adică reglarea funcției inimii, fortifiere, suplimentarea cu nutrienți, deci prevenirea bolii. Ce produse ar fi necesare? Pentru detoxifiere avem chitosanul, holicanul, icanul, ceaiul antilipemic. Pentru împrospătare și reglarea funcțiilor inimii avem cordicepsul, uleiul de usturoi și cardiforte, care este pe bază de ulei de crin și ginkgo biloba. Iar pentru fortifiere avem supercalciu nutritiv. Să vorbim întâi despre chitosan. Chitosanul este o substanță similară celulozei, cunoscută și ca al șaselea element al vieții. Este singura fibră naturală nedigerabilă și are notabile beneficii. Blochează absorbția lipidelor la nivel intestinal, eliminându-le rapid. Facilitează eliminarea metalelor grele, blochează absorbția colesterolului, împiedicând depunerea lui pe vasele de sânge și prevenind astfel aterioscleroza.
Holicanul. Holicanul are la bază resveratrol. La un curs nou ni s-a spus în China că este un citostatic natural. De ce? Pentru că el are efect anticancerigen, stopează proliferarea celulelor canceroase, protejează vasele de sânge, reglează colesterolul, are efect anti-îmbătrânire, elimină radicalii liberi, împiedică apariția Alzheimerului, care e la modă astăzi. Alt produs este Icanul, supliment antioxidant, care are pe bază de Ginostema pentafilum, adică ginsengul de sud, previne bolile cardiovasculare, scade tensiunea arterială, fortifică imunitatea, crește rezistența fizică și, foarte important, crește rezistența la hipoxie. Semințele de casia din componență sunt mașini de curățat grăsimi, reduc absorpția lipidelor. Iar vitamina C cu efectul antioxidant. Alt produs este acest Cardiforte, despre care noi într-o prezentare anterioară l-am prezentat în detaliu în amănunt. Deci el are la bază uleiul de cril, care știți, este de 21 de ori mai eficient decât uleiul de pește, deci conține omega mai mult decât uleiul de pește de 21 de ori mai mult. În combinație cu acest ginkgo, ne ajută la, protejează și sporește performanța cognitivă, asta la menținerea unei funcții vizuale bune, protejează împotriva stresului zilnic, îmbunătățește calitatea somnului, poate fi un ajutor pentru sănătatea cardiacă, este un ajutor de fapt, susține o piele sănătoasă, ajută la îmbunătățirea concentrării și memoriei, stimulează gândirea creativă, luptă împotriva simptomelor premenstruale și un lucru foarte important la acest Cardiforte, el ajută la eliminarea artefactelor. Deci, de multe ori când ne enervăm și facem un mic accident vascular cerebral, acest Cardiforte este singurul care trece bariera encefalohematică și dizolvă acele mici cheaguri. Și astfel funcțiile revin la normal. Un alt produs minun este uleiul de usturoi, foarte cunoscut și apreciat de către toți. Uleiul de usturoi tiens este natural, întărește imunitatea, sporește capacitatea fizică, este o sursă foarte importantă de minerale și puternic antioxidant, protejează elasticitatea vaselor de sânge, previne apariția aterosclerozei și elimină radicalii liberi. Este un adjuvant pentru sănătatea vaselor de sânge. Are și efect antibacterian, ajută la păstrarea echilibrului bacteriilor benefice din flora intestinală. Ne ajută, este puternic și antiparazitar, putem să-l folosim cu succes și în eliminarea paraziților. Menține nivelul normal al colesterolului și lipidelor din sânge, protejează sănătatea ficatului, are un efect pozitiv asupra metabolismului zahărului din organism și, bineînțeles, este... Are și vitamina C, care știți este antioxidant. Următorul produs este ceaiul antilipemic. Îmi place mie foarte mult acest ceai, deoarece este ceaiul care îl beau doar împărații chinezi în antichitate. Acest ceai este cutia de ceai conține 40 de pliculețe, se beau un pliculeț pe zi. Diluția poate fi de la 500 de mililitri până la 1 litru și jumătate. Depinde fiecare cum îl preferă, mai diluat sau mai concentrat. Însă este ca o dializă pentru sânge. 40 de zile băut acest ceai este un ciclu biologic lung pentru detoxifiere și ne ajută foarte mult să facem curățenie pe interior. Componența lui, Ginostema pentafilum, am amintit și în Ican, se găsește mult mai concentrat. Camellia sinensis, adică ceaiul verde, protejează elasticitatea peretului vascular, previne ateroscleroza, elimină radicalii liberi, frunzele de lotus conferă efectul răcoritor,
Oligomerul multiflorum elimină toxinele, reduc durerile, este laxativ, diuretic, previne hiperlipidemia și ateroscleroza. Ceaiul verde în medicina chineză se recomandă consumul zilnic pentru sporirea vederii, efectul diuretic, detoxifiant și descădere în greutate. Pentru produsele pentru regenerarea funcției inimii, corticeptul este foarte important. Este unul din cele trei tonice chinezești, iarba de aur. Principalele ingrediente sunt polizaharide de corticeps, acidul de corticeps și adenozina. Regele imunității de ce? Crește numărul de celule ale sistemului imunitar, sporește producția de anticorpi, crește numărul și îmbunătățește activitatea celulelor fagocitare, reduce funcția anumitor celule imune, deci este un imunomodulator, are efect de reglare bidirecțională, combate tumorile maligne. Clinic se folosește la tratarea tumorilor maligne, starea bolii ameliorându-se cu peste 91,7% conform statisticilor din China. Mai departe, calciu. Calciu tiens este unic în lume, neegalat până astăzi. Are, datorită acestei ingrediente, pulberea enzimolitică obținută din oase, lapte praf de gresat, formula complexă conținut de vitamine A, C, D, izomalto, oligozaharide, raportul echilibrat de calciu-fosfor de 2:1, bogat într-o varietate de aminoacizi, peptide, colagen, ce asigură absorție ridicată. Conținutul ridicat de calciu, de 4.000 de miligrame pe 100 de grame, calciul ajută la înlăturarea spasmelor musculare, contribuie la întărirea arterelor și scăderea tensiunii arteriale. Este recomandat tuturor, femeilor mature, gravidelor, celor care alăptează, tinerilor în perioada de dezvoltare, celor care au o dietă săracă în calciu, pacienților cu osteoporoză sau celor aflați în perioada de recuperare post-fractură, precum și persoanelor cu un organism slăbit. Deci se poate administra la orice vârstă. Gama de produse pe bază de calciu tiens. De ce super calciu tiens? Datorită ingredientelor naturale, datorită conținutului ridicat de calciu, datorită ratei ridicate de absorție, care este dată de tehnologia avansată de bioliză, raportul echilibrat de calciu-fosfor de 2:1, efectul de echilibrare a organismului este remarcabil, are arome diferite și un gust plăcut. De 25 de ani, produsele tiense pe bază de calciu se comercializează peste 190 de țări și regiuni, fiind vândute la mai mult de 30 de milioane de familii care se bucură de viață sănătoasă, însemnând 128.100.000 cutii de calciu cu care am putea înconjura Pământul pe la ecuator de 3 ori. Fapt ce ne permite să denumim calciu tiens regele mondial al calciului. Mai departe să vorbim despre gama de produse pentru somn, pentru odihnă, de pernă, pătură și saltea, care ne ajută foarte mult, pentru că odihna este foarte importantă în refacerea corpului și în regenerarea corpului. Prima dată o să vorbim despre pernă. Materialele pernei bioenergetice tiens sunt pietrele de jad și cristale naturale, mătasea naturală, perna este umplută cu perle din bumbac, iar în zona gâtului cuprinde și stele energetice care emană ion negativ.
Pătura tiens, beneficiile pernei sunt că, în primul rând, are o formă ergonomică, ortopedică, deci poziția capului este corectă, îmbunătățește foarte mult oxigenarea creierului în timpul somnului și astfel somnul este de calitate, este profund și odihnitor. Pătura tiens are un efect ridicat de încălzire, păstrează căldura pentru mai mult timp și îmbunătățește eficient circulația sângelui din organism. Este o sursă importantă de degajare a ionilor negativi și razelor infraroșii, adică ne încarcă cu energie și oxigen celulele organismului, îndepărtează oboseala și întărește activitatea celulară. Este fabricată din satin antibacterian impregnat cu turmalină, nu produce iritații ale pielii, este antiacarian, conferă un mediu sigur și sănătos pentru somn, este moale și plăcută la atingere. După folosire îndelungată, va crește metabolismul și ameliorează sindromul de mâini și picioare reci. Purifică aerul din încăpere, crește capacitatea de transport a oxigenului către celule și este benefic pentru sănătatea sistemului respirator. O recomandare pentru cei care au această pătură, cam la 2 săptămâni cel puțin trebuie scoasă la soare, într-o zi cu soare și lăsat o oră, două la soare. După aia veți simți din nou efectul, pentru că cineva îmi spunea că după ce s-a plictisit, că a dormit, nu mai simte niciun efect. Dar după ce a scos pătura la soare, a simțit din nou un efect mult mai intens. În continuare despre saltea. Salteaua are unele avantaje. Nu trebuie încărcată la nimic, este sigură și confortabilă. Deține un brevet pentru biotehnologie și stelele energetice care sunt în componența ei. Are materiale bio, îndepărtează bacteriile, suplimentează energia pozitivă, înlătură stresul și oboseala. Designul este modern și ușor de transportat. Ce este important, efectul stelelor de bioenergie Tiens. Acestea degajă ioni negativi, sunt lumina vieții și echilibrează raze infraroșii, eliberează raze infraroșii și energie magnetică. Ionii negativi sunt foarte importanți, pentru că noi, în oraș, sunt doar câteva sute de ion negativ pe centimetru cub. În locuință sunt mai puțin de 100 de ion negativ pe centimetru cub. Când mergem la malul mării, acolo sunt aproximativ 5.000 de anioni. La cascade sunt peste 10.000 și la munte, la altitudini înalte, sunt peste 20.000. Saltea Tiens conține 156 de stele de energie dispuse matricial și acestea degajă 78.000 de ioni negativi. De ce? Fiecare stea energetică emite 500 de anioni pe centimetru cub. Ne ajută fantastic de mult, mai ales pentru cei care au apnee în somn. E o boală care am întâlnit-o cam des în ultima vreme. Iar cei care și-au cumpărat această saltea și au folosit-o, au observat că puseile de apnee sunt foarte rare. Lumina vieții, raza vieții este de 6-14 microni, la fel și la noi avem beneficiem de această rază a vieții prin această saltea. Energia biomagnetică, saltea folosește stelele de energie care emit această energie, aceasta pătrunde în organism și produce bioenergie, activând celulele, extinzând vasele de sânge și îmbunătățind astfel circulația.
Deci este foarte important pentru circulație. Un alt aparat care eu îl consider o trusă de prim ajutor, îl folosesc de peste 15 ani de când a apărut la Tiens și prima generație și această a doua generație. Amândouă aparatele sunt excelente și efectele obținute au fost foarte, foarte bune. Foarte multe persoane nu au mai ajuns la spital având acest aparat acasă. Nu au făcut accident vascular și nu au mai făcut infarct. Haideți să vedem de ce. Beneficiile acestui aparat Jiajun este numele inventatorului, sunt, el echilibrează bioenergia, deci lucrează pe principiul meridianelor și echilibrează bioenergia. Are efect de întreținere a sănătății cu ajutorul tehnologiei laser. Exercită un masaj sfer. Cum îl putem utiliza? Prima metodă. Prinderea cu două mâini. Cele cinci degete de la o mână se așează pe inelul metalic al dispozitivului, iar degetele celelalte mâini se poziționează pe dinții aparatului cu o apăsare fermă și se așteaptă în liniște 3-5 minute. A doua metodă este prin metoda de masaj a zonei capului. Deci, prindem cu o singură mână inelul de metal al dispozitivului și dinții poziționăm în zona frunții. Astfel se începe pieptănarea de sus în jos, 20-30 de mișcări pe minut, în 2-3 reprize pe zi, fiecare 5 minute, ca să se vadă rezultatele. Deci este destinat hipertensivilor și celor cu tensiunea oscilantă. După 5 minute dispar durerile de cap sau amețelile. Se folosește și pentru sănătatea creierului, crește oxigenarea celulară și astfel crește și absorbția oxigenului la nivelul creierului. Este de ajutor foarte mult pentru cei cu activitate intelectuală intensă, cei care au alopecie medie și ușoară și părul încărunțit. După 5 zile se pot observa stoparea căderii părului, iar după o folosire mai îndelungată, părul cărunt începe să redevină negru, scrie aici, dar își recapătă culoarea. Dacă ești castaniu, nu poți să te faci brunet. Părul devine din nou lucios, ușor de pieptănat, având efect de balsam de păr, astfel dând părului un aspect sănătos și frumos. A treia metodă este zona de masaj a inimii. Deci se folosește în zona inimii, prindem cu o singură mână inelul de metal al dispozitivului, iar dinții îi fixăm bine pe pielea din zona inimii. Deci am precizat direct pe piele, nu prin haine. După ce este aplicat timp de 5 minute, se observă o ușurare a activității inimii. De preferat a se folosi seara înainte de culcare, efectuându-se un masaj timp de 15-20 de minute. Astfel reglează hipertensiunea, extinde vasele de sânge și reduce tensiunea arterială. A patra metodă. Aparatul se fixează pe punctul de acupunctură de la încheietura mâinii, neguan. Se folosește la ambele mâini câte 3-5 minute pentru fiecare mână. A cincea metodă este metoda de masaj a spatelui. Dacă avem pe cineva, ar fi foarte util să ne ajute cineva de soțul, soția sau invers. Însă cel care te ajută trebuie să te țină de mână pentru a închide circuitul. Pieptănarea se face de sus în jos și astfel se pot vindeca afecțiunile ale rinichilor, hipertensiunea și elimina toxinele și poate fi folosit și cu ajutorul altei persoane, deci nu doar singur. Deci ne poate masa și în zona cervicală, pentru că foarte mulți au blocaj cervical de la munca de birou, care e la modă astăzi.
și curățarea meridianului. Așa se metodă pentru a scăpa de surplusul de greutate. Pieptenul se amplasează pe zonele grase și se face masaj energic pentru a stimula arderea grăsimilor și a ne ajuta la scăderea în greutate. Pentru cei cu depunere de grăsime pe burtă, masajul se face prin rotație către exterior, deci în sens antiorar, până când simțiți că pielea devine caldă. Și, în concluzie, la ce ne mai poate ajuta? Pentru varice. Se folosește de la genunchi către talpa piciorului de sus în jos, cu mișcări de masaj circulare și se insistă pe înflăturile de pe gambe. Pentru venele îngroșate la nivelul gambelor, se folosește de jos în sus și se pieptănă ușor. Fiecare va face un masaj și intensitatea apăsării în funcție de cât suportă. Alte persoane au pielea mai sensibilă, alții au pielea un pic mai... Deci trebuie un masaj mai ferm, ca să zic așa. Diminuarea spasmelor. Fixați ușor sau masați cu pieptănul zona care prezintă spasmul. Acest lucru va duce la diminuarea spasmelor cardiace și cerebrale, a durerilor din piept, a spasmelor stomacale, ale tractului intestinal și ale duodenului. Deci unde simțiți spasm, acolo îl poziționați. Diminuează durerile, se amplasează ușor și masează zona dureroasă. Se ameliorează umerii înțepeniți, durerea articulațiilor, durerile de dinți, durerile de stomac, de ficat sau cele produse de pietrele de la rinichi, de pancreatită, durerile de mijloc și spate, precum și umflăturile produse în urma vătămării mușchilor. În concluzie, pentru a păstra sănătatea vaselor, trebuie să avem grijă și de ceea ce mâncăm. Organizația Mondială a Sănătății recomandă următoarele forme pentru sănătatea vaselor de sânge. Această dietă echilibrată, consum redus de sare, zahăr și grăsimi, obiceiuri sănătoase, alimentare, un consum mare de legume și fructe, hrană cu nivel scăzut de zahăr, grăsimi și bogat în fibre. Consumul de sare recomandat este de 6 grame. Eu recomand să facem și mișcare moderată, mersul pe jos, să nu uităm, că de multe ori uităm să mergem. Acum am terminat cu COVID și putem ieși din casă. Putem face mișcare. Putem renunța la obiceiurile greșite, tutun, alcool, sedentarism și trebuie să avem un echilibru interior, o disciplină a vieții cotidiene pentru a proteja ficatul și rinichii, pentru a ne păstra această stare de sănătate și de bine. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să fiți sănătoși!